Când acum cu mama mea,
ce-și trist? Nu vrei ce trist coboară. Vă rugăm frumos să nu vă luați copiii și să plecați acasă, să stați până la sfârșit. Că va fi interesant până la sfârșit. Și acum... Săltărețe bucovinene intră din nou în scenă ansamblul folcloric Zestrea, seniori. Să-i aplaudăm și să le urăm succes! Thank you.
elevii clasei pregătitoare C de la Liceul Teoretic Alatu sunt aici? Da! Pentru că voi urmați acum. Ce vreau să vă spun? Copiii care au evoluat deja și au coborât în sală, poate mai rezistați până la sfârșit, să nu plecați, pentru că domnul primar are câte o surpriză pentru fiecare participant. Deci dacă puteți să rezistați până la sfârșit, noi vă mulțumim din suflet. Mult nu mai este, dar este bine să rămânem ca să fie sala plină și să-și primească și copiii surpriza din partea primăriei. Deci acum urmează elevii clasei pregătitoare C de la Liceul Teoretic Calatis, coordonați de doamna profesor pentru învățământ primar Slagiana Vesici și vor dansa Jiana de la Vai de ei. Să-i primim cu aplauze! Hai frumosilor, hai! Este o tânără membră în ansamblul folcloric Zestrea, are doar 7 anișori și vă înveselește prin cântecelul ursului, Miruna Cilipei. Să o primim cu aplauze! Succes! Oh,
Lada! Lada!
Mulțumim frumos, a fost extraordinar. Fetelor, succes pe mai departe! Următoarea interpretă continuă ritmul muzicii ușoare cu cântecele Tu n-ai avut curaj și Mai frumoasă, alături de dumneavoastră, Maria Șandru. Succes, Maria! Nu mai iubim, mă nevoram.
și vă va surprinde cu un moment vesel și încărcat de culoare. Un dans țigănesc. Succes, fetelor! Aplaudați, vă rog frumos să le încurajăm! Thank you.
să termină spectacolul. Înainte de a... Mai stați un pic acolo, mai stați un pic, vă rog frumos, că avem deosebită plăcere să-l invităm pe scenă pe domnul Oprea Costică, președintele Federației Star Music România Internațional. Dânsul organizează diferite festivaluri în țară și străinătate pentru promovarea copiilor, a tinerilor și nu numai. Cu deosebită plăcere, domnul Oprea Costică, vă invităm să prezentați... Cu aplauze, vă rog frumos să-l îndeplinăm cu aplauze, pentru că dumneavoastră are niște surprize pentru noi. Da. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru palme! Iată că Magalea s-a îmbogățit cu încă o asociație, Asociația Zestrea Calatiană. Țin să felicit pe domnul primar pentru că susține această organizație, pe doamna președinte și pe dumneavoastră părinții, vă văd un număr foarte mare, să vă susțineți în continuare copiii, pentru că, cum se spune la noi, se fură mult în țară, dar uite că cultura și arta nu ne poate fura nimic. Eu am venit aici neinvitat, este o surpriză și pentru doamna președinte, este pentru prima dată, când, dacă vreți să veniți, veniți aici, eu să nu safir, nu? Ce surpriză, felicitări. Deci nu este nicio regie, nu e regie, da? Da, nu s-au cunoscut, am fost de mult. Și vă urăm să colaborați cât mai mult după aceea. Federația Star Music România organizează foarte multe, în jur de 60-70 de festivaluri naționale. Festivalurile au rol de a căuta pe cei mai buni, se ducem în afară, în străinătate, pentru a reprezenta orașul, asociația cum este aici, orașul și România. Pentru a încuraja această asociație, eu numesc acum, doamne președinte, o diplomă de membru de onoare a Federației Star Music România. Asta a stat ocupat, îmi place cel mai mult. Așa, ce reprezintă aceasta? Începând de data de azi, 24, 22. Așa. Sunteți înfiat de către mine și puteți participa la toate festivalurile naționale care le organizăm în România și internaționale. Să vă dau... Mulțumim un exemplu. Deci în luna mai, de exemplu, avem pe 19 și 20 mai la Torino, festival internațional, apoi 26-27 mai avem la Viborg, în Danemarca, apoi avem în Atena, în Chicago, în America, și în februarie, în Salemă. Dar noi suntem în tratative și cu alte țări. Vă rog frumos, aplauze! Câte multe! Multe, multe, multe! Și ca să vă agăți și mai bine, vă numesc o diplomă de președinte de onoare a Federației Star Music România, care zice că vreau să-mi primesc la personalități, dar ca să vă încurajez, îmi pare rog, nu mai am niște sărâni. Așa, și vreau să apreciez, așa cum am spus într-un termen foarte scurt, s-a văzut munca dumneavoastră. Vă felicit încă o dată dumneavoastră. Doamna... Copiii au fost extraordinari. Cei trei P-uri. Doamna președintă, părinții și, nu în ultimul, domnul primar. Și să nu uităm senioarele, care pot fi mai multe. Dar, din început, este foarte bun, foarte prezentător. Eu vă felicit pentru munca care ați depus-o. Se vede că s-a muncit și se vede că aveți alături de dumneavoastră acest public. Și să nu vă lăsați, că, indiferent, mai sunt asociații aici, mai sunt discuții, lăsați discuții, diferiți de treabă dumneavoastră, că
Eu am mult mai mulți dușmani ca dumneavoastră și în țară și în străinătate, dar nu văd de treaba mea, știți? Încă o dată felicitări, să rămână. Felicitări la toți cu vreo copii și să ascultați de Dorin și de doamna mea. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Foarte mult mulțumim! De asemenea, doresc să adresez mulțumiri. Nu mă așteptam, vedeți, mai este o surpriză pentru noi. Noi înființați abia în anul 2018. Să știți că fără dumneavoastră părinții și fără sufletele acestor copii și prezența doamnelor, care a fost extrem de încurajatoare, nu am fi realizat nimic. Așa că mergem mai departe și contăm pe sprijinul dumneavoastră. Să auziți de noi de acum mult înainte. Toate cele bune și mulțumim pentru toată sprijinul. Și cu această ocazie, poate vor veni noi înscriși la ansamblul Zestrea, că mai avem nevoie de câțiva. Și ați văzut că este frumos și vesel. Vă rog frumos, dacă aveți sus acolo pregătită melodia, pentru că Maria Șandru trebuia să mai cânte o melodie. Jos pălăria pentru femei și ea vrea să o cânte. Noi îi mulțumim că vrea să o cânte, dacă cumva aveți acolo negativul, îi putem da drumul. Măi, dar unde este un microfon? Un microfon. Thank you.
Așezați-vă așa toți acolo. În speranța că muzica și dansul au ajuns la inimile dumneavoastră, spectacolul nostru se încheie și mulțumim tuturor participanților și colaboratorilor noștri, Primăria Municipiului Mangalia și Direcția pentru Cultură și Sport, fără de care aceste lucruri minunate nu s-ar fi putut realiza. Le mulțumim încă o dată pentru încurajarea tuturor activităților cultural-educative de la nivelul comunității și îi așteptăm cu drag și la următoarele evenimente. Felicităm participanții prin diplome de participare la acest eveniment, împreună cu Primăria Municipiului Mangalia, care vor da și câteva cadouașe copiilor. Vă rog să aplaudăm Primăria Municipiului Mangalia! Felicităm, am spus, participanții, trupa Ceea Ce-a Girls, invitați speciali ai spectacolului nostru. Simonelu, te rog frumos! Trupa Ceea Ce-a Girls, invitați, care au fost invitați speciali ai spectacolului nostru, vor primi o diplomă? O diplomă, da? Nu știu dacă fiecare, cred că bun pentru trupă, nu? De acum la început suntem și noi mai săraci, după ce vom găsi niște sponsori ceva, o să devenim un pic mai bogați și o să oferim la fiecare persoană. Chiruță Maria Cristina, dar asta n-a mai fost. Da, Șandru Maria, vino să-ți iei diploma. Deci vor primi diplomă personală cei care au interpretat individual. Și o diplomă în comun, cei care au dansat în comun. Cocâr Laximena. Aplaudați, vă rog frumos, titlul că da. Laura Sava și Damian Sava. Cirimpei Miruna. Seria Maricica. Zestrea juniori vor primi o diploma pe care o vor rămâne și o vor pune acolo la studio. Și ansamblul folcloric Zestrea seniori cu altă diplomă. Și clasa pregătitoare C a doamnei de la Liceul Teoretic al Artis, care au dansat foarte frumos. Ei, reprezentată aici de doamna Ana Maria Gheorghe, există o surpriză pe care a pus să ne-o facă domnul primar Radu Cristian pentru toți participanții la acest spectacol. Vă invităm pe scenă pe doamnă. Bună seara! După cum bine știți, Primăria Municipiului Mangalia susține, încurajează și promovează acest gen de evenimente. Tot din partea domnului primar Radu Cristian, copiii, micii participanți vor primi pachete cadou. Vă mulțumesc și o seară bună vă doresc!